Marius Dulce, primarul municipiului Călăraș, a fost prezent marți în studioul Radio Voces Campi și a detaliat situația proiectelor care se află în derulare, dar și a celor care urmează să fie lansate în viitorul apropiat. În ceea ce privește proiectele pe care administrația le are în plan, edilul a precizat că majoritatea dintre ele urmează să fie scoase la licitație. Vrem să dăm drumul pe PNRR în continuare, așa cum spuneam data trecută, că am început cu A1, A5, A17, A15, M43, urmează să dedicăm în SICAP și să scoatem pentru liceul auto, cantina și internatul, da, pe eficiență energetică. Începem cu școala Tudor Vladimirescu, școala 10, corpul A și B, școala 5 Titulescu, la fel. Trebuie să ridicăm în SICAP și le avem pe PNRR, avem blocurile pe AFM, blocurile sociale, două pe PNRR, urmează Piața Mare, să ridicăm în SICAP, adică sunt lucruri care vor începe anul ăsta. De asemenea, primarul municipiului Călăraș a precizat că unele dintre proiectele aflate în derulare ar urma să fie finalizate în lunile următoare, printre ele se numără și promenada. Așa, închidem tot ce avem pe port. Da. Da, pe vei, cum vorbeam de liceu Eminescu, că avem probe pentru că avem la instalația de căldură, nu putem să dăm drumul acum la electroconventoare să facem pe căldură, pe rece, pe cald, și atunci am rămas pe loc ca să vedem cum facem lucrurile astea și vor urma. Adică de mult. Reînviem promenada, promenada se închide acum în august, da, se închide. Avem, lucrăm creșa, trebuie să fie gata, cred că până în octombrie, creșa medie. La fel lucrăm, cred că până în octombrie, dacă merge bine finanțarea de la CNI, avem terenul tipa, care îl facem noi pe H2O. Marius Dulce a vorbit, printre altele, și despre stadiul lucrărilor de pe strada Independenței, unul dintre cele mai mari șantiere din municipiul Călăraș la acest moment. Se lucrează la un ritm mai lent un pic, pentru că a fost și temperaturile astea foarte ridicate când ne propusesem noi să asfaltăm. Acum constructorul, stăm în discuție cu el, pentru că am mers mai greu un pic plățile de la PNI și așteptăm să se deblocheze un pic în perioada asta. Da. Probabil fiind și perioada de concedii, la fel ca toată lumea, cine trebuie să mai stea pe acolo să semneze, să întâmple ceva, probabil că e în concediu, dar o să mergem la București și o să vedem cum facem. Dacă nu, o să apelăm să plătim noi. Totuși, primarul dă asigurări că proiectul nu este pus în pericol și se lucrează în continuare pentru realizarea lui. Nu e o problemă, pentru că în Măgurene deja avem primul strat, s-au ridicat capacele la cot, urmează stratul 2 de asfalt și închidem. Iar la Independență se lucrează partea de la linie spre Păcii, da. Mai au sunt la jumătate și o să termine la nivel de piatră, după aceea o să începem cu siguranță și stratul. Marius Dulce a fost reales primar al municipiului Călăraș la alegerile din 9 iunie cu peste 48% dintre voturi.